Bună ziua tuturor, sunt Ilarion Boian și urmăriți Reperele Credinței. Astăzi avem un invitat special, un antropolog creștin, autor, teolog, diplomat, om politic, fost ministru de externe al României și ambasador, domnul Teodor Baconschi. Vă salut, domnule Teodor Baconschi, și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Cum ați sărbătorit Paștele? În condițiile traumatice prin care trecem cu toții pe toată planeta, în orice caz în aria creștină, și anume claustrați în propriile case, departe de biserici, dar nu de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, așa cum știm, e omniprezent. Nu v-a perturbat starea spirituală această pandemie? Sigur că a pus pe noi toți presiune, a trebuit să ne întrerupem viața socială pe cât posibil, ne-a dat și un timp de gândire mai tihnit, foarte mulți am meditat asupra semnificației acestei încercări colective și ne-am dat seama că pe de o parte omul e mai fragil decât susține că este, pe de altă parte știința e un aliat al medicinei, dar iată că apar situații în care comunitatea științifică internațională nu are un răspuns imediat. Așa că e o perioadă în care gândirea se accelerează, revenim la textele fundamentale și la întrebările permanente. Ce sens au toate astea, cum se vor termina, ce vom învăța din această criză, vom fi mai buni, vom reuși să reamenajăm modul nostru de viață într-o formulă mai inteligentă. Astea sunt întrebări deschise la care, bineînțeles, fiecare se străduiește să aducă un răspuns personal. Vedem că deja această pandemie ne-a unit. Nu știu cât este de bună această unire. Acum, de curând, a avut loc un eveniment unde s-au unit mari lideri religioși în frunte cu Patriarhul Ierusalimului, unde au săvârșit o rugăciune comună împotriva coronavirusului. Cum priviți acest eveniment? Și capii bisericilor creștine au fost, bineînțeles, în ochiul ciclonului, s-au trezit mai toate confesiunile fără credincioși în biserici, pentru că statele au impus aceste măsuri guvernamentale militarizate, foarte stricte, și la altare, în biserici, rugăciunea creștină a continuat, dar pe un fond de frustrare și tristețe. Bineînțeles că și reuniunea la care faceți referire a dat un semnal de unitate în aceste vremuri în care fiecare riscă să o ia razna. Dar trebuie noi să colaborăm cu alte culte religioase pe plan religios sau doar social? În ce mă privește, susțin de mult timp că toți creștinii, indiferent de confesiunea lor, trebuie să conlucreze pentru că l-au pe Domnul Iisus Hristos, pentru că sunt moștenitori ai civilizației monoteiste, iudeo-creștine, pentru că numai în creștinism putem cultiva și propaga niște atitudini cu adevărat omenești, începând cu solidaritatea și cu capacitatea de a recunoaște în celălalt un semen, un frate. Da, dar la această rugăciune comună a participat chiar și liderii musulmani. Există
Și această dimensiune, nu doar ecumenică, interconfesională, ci și dialogul dintre religiile monoteiste, în fond, cele trei religii monoteiste, iudaismul, creștinismul și islamul, sunt religii care se revendică de la figura biblică a patriarhului Avram, deci dintr-o rătăcină comună. Așa încât e bine să nu pierdem din vedere această temelie avramică a revelației despre Dumnezeul unic și să vedem ce ne apropie, pentru că în istorie știm foarte bine, au existat ciocniri între religiile monoteiste, dar și perioade de concordie, perioade în care preoții și învățații fiecăreia dintre aceste trei religii au putut să-și pună împreună marile întrebări și să-L venereze pe Dumnezeu indiferent de diferențele lor de cult sau doctrinare. Dar până unde noi putem merge în discuție cu ei? Este vreo linie? Trăsăm undeva careva bariere? Sigur că acum paradoxul e că fiecare confesiune creștină, ba chiar fiecare religie vie de pe pământ, se consideră pe ea însăși ca ortodoxă, că altfel n-ar avea adepți. Deci fiecare biserică, nu ortodoxii, da, se consideră ortodoxi, catolicii se consideră și ei purtători ai dreptei credințe, evanghelicii de toate nuanțele se consideră și ei posesori adevărului integral. E, dacă privim din perspectiva antropologiei religioase și alte religii în afară de creștinism, ne dăm seama că și pentru reprezentanții lor tradiția proprie încarnează cel mai bine o anumită spiritualitate veritabilă. Așa că asta e o caracteristica faptului religios, nu să zicem. Însă, indiferent în ce tradiție ne-am născut și în ce tradiție ne rugăm și trăim faptul comuniunii cu ceilalți, e bine să menținem deschise căile de dialog, să nu ne urâm unii pe alții doar pentru că există între noi niște diferențe teologice sau doctrinare. Asta și vreau să vă întreb. Dar, care ar fi trebuit să fie atitudinea noastră față de alte culti, chiar dacă e musulman sau martura lui Iehova? Trebuie să ne aducem aminte de unitatea rasei omenești, așa cum e ea proclamată în Geneză. Ne tragem cu toții din protopărinți, din Adam și Eva, dintr-un un cuplu arhetipal. Așa că putem să nu vedem în orice om umanitatea din el. După aceea, sigur că înțelegem că fiecare se naște fără să fi fost întrebat într-o anumită tradiție, e liber să o continue sau să o părăsească. Vedem că și în societățile contemporane, secularizate, există chemări religioase, există convertiri, oameni care n-au crezut în Dumnezeu și descoperă pe Dumnezeu, așa cum există inerție și tradiție oarecum încremenită, pentru că și moștenim sute de ani de acumulare culturală, cultuală, teologică, ca pe un patrimoniu. Suntem profilați în acest decor al propriului patrimoniu religios. Ar trebui noi cumva să cedăm dogmele noastre într-un dialog interreligios, doar pe o perioadă de timp, să zicem? Nu, nu avem niciun motiv să o facem. Adică fiecare e în biserica lui și trebuie să se identifice cu propriul crez. Nu? Pentru ortodoxi, de pildă, crezul niceo-constantinopolitan reprezintă sinteza adevărului de credință și, prin urmare, adeziunea fiecărui creștin ortodox la crezul acesta străvechi,
formulat în sinodele ecumenice, reprezintă o busolă, să zicem, în viața lui spirituală. Dar asta nu exclude dialogul interconfesional și nici nu recomandă ura față de creștinii de altă confesiune. Apostolul Pavel ne spune la 1 Corinteni 9:20 că cu ideea a fost ca un ideu ca să se aducă la credință și la fel cu unul de sub lege a fost la fel sub lege, deși nu era sub lege. Păi cum să înțelegem aceste versete? A lăsat el dogmele la o parte sau nu? Ce are în vedere? Nu. Sfântul Apostol Pavel, ca apostol al neamurilor, deci ca ucenic al lui Hristos, convertit pe drumul Damascului și însărcinat cu misiunea de a propovădui Evanghelia toată aria Mediteranei vechi, era un om școlit în tradiția rabinică, vorbitor de greacă, cetățean roman, deci o figură intelectuală, flexibilă, cosmopolită, care a traversat foarte multe orașe antice, a întemeiat primele comunități creștine în Asia Mică și mai departe, și care a vestit Evanghelia și în Areopagul Atenian, de pildă, în fața filozofilor și sofiștilor pe care i-a găsit pe acolo, așa cum citim în Faptele Apostolilor. Așa încât Pavel e o figură universală, e de fapt vectorul care a universalizat mesajul creștin, arătând tuturor generațiilor ulterioare, post-apostolice, că Evanghelia trebuie vestită cu adevărat până la marginile pământului, ceea ce s-a și întâmplat prin misionarii diverselor biserici de-a lungul procesului istoric de expansiune a creștinismului. Care este rolul acestor dialoguri interreligioase? Doar ca să-i aducem la credință sau sunt și alți factori care sunt puși în plan? Știți cum e, ca la Organizația Națiunilor Unite sau la Uniunea Europeană. Sunt, de pildă, 27 de state, mai mari, mai mici. Ce pot ele stabili în jurul unei mese rotunde? Cel mai mic numitor comun, adică cele unește și nu cele desparte. Așa și în dialogul dintre bisericile creștine. Avem dogma Sfintei Treimi, da, avem unitatea divină lui Dumnezeu, da, avem cultul lui Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, întrupat și mântuitor al lumii, da. Bun, deci găsim o listă de teme comune. Asta reprezintă cu adevărat o bază de dialog, ca să nu ne privim unii pe alții ca străini sau ca adversari. Să înțelegem că suntem produsul a două milenii de istoria Bisericii Universale și că din pricini mai degrabă omenești, vanități, invidii, răstălmăciri, traduceri proaste dintr-o limbă într-alta, toate astea au fost sursa unor diviziuni pe care fondatorul creștinismului nu le-a dorit, dar pe care ucenicii lui n-au fost în stare să le evite, pentru că până la urmă sunt și au fost mereu oameni cu păcatele lor, cu limitările lor intelectuale, cu interesele lor de moment, așa încât nu trebuie să fim, nu avem de ce să fim mândri că în comunitatea mondială a creștinismului există atât de multe diviziuni și trebuie să lucrăm fiecare din locul lui și cu puterile sale pentru ca urmarea acestor schisme și fracturi să nu ducă la slăbirea mesajului Evangheliei. Pentru că noi suntem deja într-o lume secularizată, într-o lume în care foarte mulți și-au pierdut credința sau nu mai dau pe la biserici sau au privatizat relația cu Dumnezeu, adică socotesc că
Da, cred în Dumnezeu, dar într-un Dumnezeu personal, într-un Dumnezeu care nu se trăiește în comunitate, ci într-o relație intimă, subiectivă, în care nu are nimeni dreptul să se bage. E, având noi de lucrat într-o astfel de societate parțial secularizată, e nevoie ca fiecare generație să fie reevanghelizată, adică să vestim mesajul lui Iisus Hristos în fiecare casă și în fiecare categorie profesională și în fiecare generație. Francesa Bălteceanu spune că trebuie să ne facem cruce după credința statului. Dumneavoastră, ca fost ambasador, ați procedat așa? Și cum să înțelegem aceste cuvinte? Da, dar n-ați citat corect ce spunea profesoara de greacă veche. Ea zicea să ne facem cruce după religia statului. Da, e bine și după religia statului, pentru că la asta se reduce totul. Era principiul cuius regio, eius religio, deci supușii unui regat urmează credința stabilită de principe sau de rege. Asta, mă rog, a fost baza pe care s-au împăcat catolicii cu protestanții după războaiele religioase din Europa puseană. Dar e și astăzi valabil lucrul ăsta, în sensul că creștinismul este inculturat, adică în Africa o să ai icoane cu Hristos de culoare sau cu Maica Domnului. Ai în orice biserică locală, în America Latină, în America de Nord, în Asia, trăsături din cultura precreștină, locală, care trec în cultul creștin. Deci, întotdeauna creștinismul, fiind un mesaj universal adresat tuturor oamenilor, și-a găsit aceste expresii culturale specifice, particulare, aceste cromatici inspirate de o tradiție locală, și asta nu face decât să îmbogățească experiența trăirii lui Hristos pe orice meridian. Cum să facem atunci când legile statului cumva ne încalcă dogmele religioase sau nu ne permit să ne manifestăm religios în modul necesar? Legile unui stat pot stânjeni viața liturgică și spirituală a bisericii în două situații. Dacă e vorba de o dictatură, mai ales de o dictatură marxist-leninistă, așa cum am avut ocazia să trăim în estul Europei, sau într-o situație excepțională, cum e cea prin care trecem acum. Întrucât regimul comunist s-a prăbușit acum 3 decenii, putem presupune că starea de urgență în care ne aflăm acum, de pildă în România, nu putem presupune. Suntem siguri că e o stare temporară care are o dată limită și cred că după 15 mai, de exemplu, gradual, vom relua viața normală, în asta intrând, firește, și dreptul de a participa la slujbele bisericești. Și chiar dacă se întoarce cumva un alt regim mai aspru, un regim comunist, sau noi trebuie să ne asumăm consecințele chiar și dacă ne privează moartea? Doamne ferește să revină cu dictatura ateist și științifică sau marxist-leninistă. Nu prea cred asta, pentru că istoria e liniar, care nu e ciclică, nu se repetă ca atare, dar avem la îndemână modelul creștinilor din trecut, care au trăit în regimuri autoritare sau dictatoriale și care au avut curajul de a-și mărturisi credința, de a nu se lepăda de Hristos, de a, până la martiriu chiar, așa cum s-a întâmplat și în Rusia sovietică și în țările excomuniste,
Peste tot am avut mii sau chiar zeci de mii de creștini care nu au apostaziat și care au înfruntat curajos Leviatanul, statul de despotic, statul nelegiuit, statul tiranic. Muslimizarea crescânde, o vedeți ca un pericol sau nu? Islamizarea? Da. Islamul e o religie în expansiune, e o religie misionară care cucerește orice teritoriu liber. Noi, în România, noastră, în Republica Moldova, nu vă confruntați neapărat. Aveți și acolo o comunitate, nu să zicem, de origine turcică, musulmană, dar este micuță. Și noi avem în România o comunitate dobrogeană, mai ales de turci musulmani, dar care sunt moderați și cu care ne înțelegem bine. În Occidentul European situația e mai tensionată, pentru că acolo avem foste puteri coloniale care au rămas în legături complexe cu statele pe care le-au colonizat. Aceste state au devenit independente la începutul anilor 60 și din secolul trecut. Și din aceste state către fostele metropole în Marea Britanie, în Franța și în alte țări, au venit pe rând valuri de imigranți cu de religie musulmană, așa încât aproape 10% din populația Franței bunăoară e musulmană. E, aici e de discutat cât a reușit Europa Occidentală să integreze pe acești oameni. Democrația de acolo i-a făcut ca ei să aibă drepturi de a-și trăi religia islamică, de a-și construi moschei, de a fi cetățeni egali cu autohtonii, cu băștinașii, dar tot au apărut segregări, comunități de la marginea orașelor mari cu musulmani șomeri care se uită pe internet și se lasă vrăjiți de propaganda extremistă, jihadistă, care se simt nedreptățiți sau respinși de majoritate. Pe scurt, integrarea acestor comunități musulmane în Europa nu prea a reușit și e o sarcină care rămâne valabilă pentru guverne, pentru bisericile creștine, și ele au un rol în a netezi asperitățile dintre aceste minorități și majoritățile în statele respective, dar cred că m-ați întrebat cu un alt gând, și anume dacă Europa trebuie să primească pe oricine, oricând sau nu, și răspunsul e nu. Dar, adică dar dumneavoastră sunteți, apropo, de acord cu construcția unei moschei la București? Principiul, o moschee trebuie să fie pe măsura cu comunității islamice. Noi nu avem la București o comunitate islamică atât de mare încât să autorizeze o construcție gigantică, o moschee foarte mare. Dar așa cum există moschei în Constanța sau în alte locuri mai mici, sigur că într-o democrație funcțională nu poți interzice unui cetățean, dacă e cetățean român și are altă religie, nu poți să-i spui că nu are dreptul să se roage în legea lui. Dar toate astea trebuie discutate realist între guverne, cine construiește, cu ce bani, cât de mare e edificiu. Sigur că trebuie să iei și pulsul opiniei publice locale, adică dacă există o poziție majoră față de asta, nu poți să nu ții cont de ea.
Deci e o situație care trebuie gestionată cu un simț rațional, cu calm și se pot găsi soluții. Din Republica Moldova, chiar și din România, oamenii emigrează din țară și emigrează în țări nu neapărat ortodoxe. Cum priviți căsătoriile interconfesionale și interreligioase chiar? Pe fondul acestei migrații economice spre vest, apar statistic mai multe căsătorii mixte. În general, între ortodoxi care pleacă la lucru și își fac familii, dar în general se pleacă cu familie cu tot, adică sunt destul de rare cazurile în care un tânăr, să zicem, din România se căsătorește cu femeie din țara unde ajunge să se fixeze pentru că și-a găsit acum un loc de muncă cam mai bun. În general, din câte am văzut în comunitățile românești ortodoxe din Italia, din Spania, din Marea Britanie, din Germania, familiile mixte există, dar nu sunt predominante. Pentru că vrând oamenii se frecventează și ajung să fondeze familii în propria comunitate lingvistică. Dar este vreo diferență dintre dacă cineva s-ar căsători interconfesional sau interreligios? Dacă chiar ies în afară să se căsătorească cu musulmani? E mai delicat, dar sigur nu poți să oprești. Aici tot opțiunea liberă a fiecăruia prevalează. Nu poți să impui nimănui ceva în materie de căsătorie, nu? Dacă, să zicem, avem o cazuistică foarte diversă aici, în materie de căsătorii interconfesionale și interreligioase, pentru că de la caz la caz, unul dintre soți poate alege să îmbrățișeze religia soțului. Eu am cunoscut în Orientul Mijlociu, în Liban, în Iordania, în Siria și în alte locuri femei din România care s-au căsătorit cu arabi care au făcut studii cândva în România, s-au întors în țara lor și acele femei au îmbrățișat de-a dreptul islamul. Am văzut în mai multe întâlniri pe care le-am avut în trecut cu comunitatea noastră de acolo că există și astfel de situații, dar în general, în Europa, românii se căsătoresc cu românce și invers, păstrând linia propriei tradiții spirituale, dar există și cazuri în care, prin căsătorie, se adoptă religia soțului, care poate fi catolică sau protestantă. Am înțeles. Domnul Teodor Baconschi, suntem deja la sfârșit de emisiune și poate aveți vreun îndemn pentru basarabenii de aici. În afară că să vă citească cărțile, evident că asta este absolut necesar. Da, uitați, această carte a fost este încă un bestseller în România, Averea bunei educații. O găsim și în Moldova, da. Da, sigur că m-aș bucura să fiu și mai citite, să fie mai citite cărțile mele peste Prut. Ce le doresc fraților basarabeni e să își aleagă lideri competenți și necorupți, dacă se poate găsi așa ceva, să fie uniți, să privească cu încredere viitorul, să bage de seamă că și România și Uniunea Europeană sunt solidare cu Republica Moldova, așa cum au fost de 30 de ani încoace după prăbușirea Molochului sovietic. Și că e bine să ținem legătura așa cum o facem și noi prin această conversație pe Skype la televiziunea dumneavoastră. Ne putem găsi, ne putem cunoaște și recunoaște mai bine și trebuie să facem asta, mai ales că avem ceva mai mult timp acum. Da, vă mulțumesc pentru acest îndemn și vă mulțumesc pentru acest dialog frumos și sper că să ne reauzim sau chiar să ne revedem.
Așa să fie, să dăm Dumnezeu să ne revedem sănătoși. Toate cele bune. Pe curând. La revedere. La revedere.